Cisco a jucat întotdeauna în zona de calitate, atât în partea de calitatea produselor în sine, cât și a serviciilor oferite ulterior. Am fost foarte preocupați și ne menținem în continuare acest focus pe zona de service provider, dacă vorbim de topicul acestui panel 2G, 3G, 4G și 5G. Pornind de la echipamentele de rețea, pentru că ne place să credem că internetul, numele, noțiunea de internet se asociază cu numele Cisco, noi fiind un jucător de la începuturile rețelisticii, și ne-am concentrat tot timpul pe oferirea calității clienților noștri din sectorul service provider, ca să mă mențin în continuare la acest topic. Prin urmare, ne-am încercat în permanență să ne diversificăm portofoliul, depășind cumva zona de rețelistică clasică, zona de rețele IP, și am intrat în zone cum ar fi radio. Deci, apropo de adaptare, suntem în continuare o companie foarte dinamică, o companie care ne orientăm către tehnologii și servicii în ultima vreme și, de ce nu, chiar și aplicații. Asta este un subiect care, poate, eu știu, îl vom atinge în celălalt panel, în care să ne mențină în continuare în vârful tehnologiei. Noi dezvoltăm, suntem una dintre companiile, dacă nu, compania cu cea mai mare parte a câștigurilor reinvestit în cercetare, dezvoltare. Și avem două componente principale de dezvoltare, prin R&D propriu și prin achiziții de companii. Filozofia noastră fiind de a ne menține pe prima poziție sau a doua poziție pe segmentele respective, dar în același timp fiind foarte suficient de pragmatici ca să eventual să ne reorientăm către alte domenii, cum a fost cazul menționat mai devreme. Ne-am extins puțin de la acoperirea în afara zonei de rețele și am intrat în partea de radio, în zona de small cells, având deja expertiza Wi-Fi, produsele noastre fiind foarte prezente în piață și îmbinând experiența anterioară legată de Wi-Fi cu, eu știu, câștigul adus de achiziția Navini. În felul ăsta reușim să oferim niște produse cu niște feature-uri foarte avansate din punct de vedere radio. La ora actuală avem un portofoliu foarte puternic în zona aceasta de small cells. Ne lăudăm cu cel mai mare deployment din lume prin operatorul AT&T. Probabil voi stârni zâmbete cu această afirmație, AT&T fiind într-adevăr un operator uriaș, dar faptele rămân. Este ca și cantitate, ca și volume implicate, este unul dintre cele mai mari deployment-uri de small cells.